Orașul Chișinău are nevoie de un centru filtru care să fie prelucrat cu copii cu comportament deviant, aflat în conflict cu lege și sub, care sunt consumatori de substanțe psihoactive. Uitați-vă, eu nu vreau să vă amenință, dar vă arăt o chestie care nu are pericol la munt sau la date și eu să explic ce asta să aveți în vedere. Asta e arma. Și arma asta e zăjigalca. Această armă era pistată la un, la un minor. Eugen, stop, 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 stop. Stop. Stop, Eugen. 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 Domnul Balsad. Domnul Balsad. Domnul. Gata. Domnul Balsad. Domnul Balsad. Da, domnul Balsad, gata. Nu, nu, nu e voie așa. Nu e voie, domnul Balsad. Domnul Balsad, dumneavoastră, mai mult n-ați vă ofer cuvântul, dumneavoastră distrugeți ședința Consiliului Municipal. Eu înțeleg, dar dumneavoastră să veniți cu argumente calme aici în Consiliul Municipal. Gata, domnul Balsad, vă rog părăsiți sala. Domnul Balsad, gata, liniște, vă rog părăsiți sala. Vă rog, eu înțeleg, dar nu cu pistolul în sala și Consiliul Municipal. Eu înțeleg, dar fără pistol, fără arme. Haideți, suntem... Dar nu e voie. Nu e... Gata, Eugen, mersi mult. Eugen, gata. Eugen. Eugen.